Bună, Taur, și mă bucur să te am aici alături de mine. Am decis să încep un alt tip de etalare pentru canalul acesta și este o etalare pe centri energetici, pe cele mai importante chakre ale corpului nostru, cele șapte. Voi extrage câte o carte pentru fiecare din acești centri energetici și sper să ai încredere în mine și să mă urmărești până la capăt, pentru că în același timp aș vrea pentru voi să vă gândiți la situația voastră, să te gândești, da, la situația ta, scuze, înainte de a merge mai departe în citire și să îți pui o intenție sau să îți adresezi o întrebare în legătură cu această situație. Această etalare îți oferă o imagine cu adevăratele tale motive, procesele de gândire, provocările și calea de acum înainte. Ok? Și hai să vedem. Extragem cărțile pe rând și vedem ce primim din partea divinității pentru tine. Cărțile sunt ușor nerăbdătoare să ne vorbească, să știi. La berbec erau mai liniștite, deși am primit pasiune, bineînțeles, la un semn de foc, ce altceva am fi putut primi. Am primit la berbec și înțelepciune, ca și energie din aceste cărți de oracol. Vom extrage, bineînțeles, și tarot, cărți din tarot, pentru a clarifica și a ne clarifica situația cât mai bine, la baza pachetului Iluminare. Foarte frumos. Ești precum un copil căruia parcă Dumnezeu i s-a arătat. Parcă în sfârșit Dumnezeu ți s-a arătat în toată splendoarea sa. Ok. Chakra rădăcină, chakra sacrală, chakra plexului solar, avem vanitate aici, aici avem vinovăție, chakra inimii, instinct, chakra laringelui sau a comunicării, bucurie. Eliberare în chakra celui de-al treilea ochi sau chakra intuiției sau chakra viziunii, cum mi se mai spune, a maturității psihologice sau chakra frunții. În reînnoire, renaști. Foarte frumos. Reînnoirea avem aici. Eu să știi că mi-am făcut și niște notițe aici, nu știu dacă am spus, dar cumva mă ajută să învăț prin a exprima acest adevăr și să stăpânesc mai bine. Da, renaștere, reînnoire în cea de-a șaptea chakră, cel de-a de-al șaptelea centru energetic pentru tine, chakra coroanei. Se află chiar deasupra capului nostru și reprezintă legătura noastră cu divinitatea și cu cei din jur. Ok, unde ești tu acum? Baza citirii, avem acest card gratitude, mulțumire, recunoștință. Această carte arată ceea ce acum te susține, din ce anume te tragi, da, și ce va cere creștere pentru a susține intenția ta. Dacă ți-ai formulat o intenție,
De aici tu te tragi și intenția respectivă este susținută de acest sentiment al recunoașterii. Avem pentru această chakra rădăcină îndrăgostiții. Poate fi vorba despre o decizie de a colabora foarte bine la muncă, de a deschide anumite uși, anumite porți, ok? O decizie de a colabora. Și parcă tu îmi vine să spun aici, cu aceste cărți, Gratitude și Îndrăgostiții, parcă tu colaborezi cu mama natură, cu energiile pământului, cu energiile universului chiar, pentru a-ți manifesta intenția ta. Și aici e bine. Văd totuși în acest centru al chakrei sacrale, care reprezintă și starea ta emoțională, văd vinovăție. Poate cineva din jurul tău îți cere foarte mult atenția, poate ai grijă de un părinte, de un copil, de ce știu eu, de o rudă, un prieten, dar și te simți legată în această legătură, în această legătură de familie, legătură în care tu ești cea responsabilă, cel responsabil. Simți nevoia să te eliberezi din această legătură. Dar totuși, văd vinovăție. Aici sunt indicate adevăratele tale sentimente, precum și în acest centru, precum și ceea ce poate atrage sau respinge dorințele tale. Deci, asta poate atrage sau respinge. Aș spune eu că respinge arată nivelul tău de disciplină emoțională, abilitatea ta de a sta cu sentimentele tale și ceea ce te ține sau blochează din punct de vedere emoțional. Hai să vedem ce ne spune tarotul. Ce mesaj avem din partea tarotului în acest centru energetic? Puterea. Da, tu ești suficient de puternic de a merge până la capăt în această legătură în care te simți prizonier și, cum am spus, poate ai grijă de un copil, de un părinte și asta te îngreunează, dar în același timp te și înnobilează, pentru că, uite, avem și steaua la baza pachetului și ești suficient de puternic, puternică. În chakra a treia, chakra plexului solar, ce este în mintea ta, de fapt, reprezintă această carte, această poziție, avem acest card vanitate. Se referă la procesele tale intelectuale. Gândurile tale te susțin sau te provoacă? Întrebarea fiind. Arată căi de a-ți curăța și îmbunătăți focusul și aduce la iveală scurgeri ascunse de energie și obiceiurile familiare care te pot bloca. Deci am simțit bine aici că poți să ai... Chiar simt că vorbesc cu un taur care are o legătură puternică cu un copil, un părinte, și le avem cu toate rudele noastre aceste legături, dar ceva ce în același timp reprezintă și o provocare. Și avem aici lumea, o altă arcană majoră, trei arcane majore la rând, iar în energia de la baza pachetului avem soarele. Ce este în mintea ta?
este această dorință și cumva procesele tale mentale înspre asta te duc, înspre a încheia acest capitol cu succes, să ai parte de claritate pentru felul în care poți încheia acest capitol, cred eu, din urmă, din chakra anterioară, cu succes. În ceea ce privește chakra inimii, aici avem răspunsul la întrebarea dacă inima ta este implicată aici și avem instinct. Cred că este foarte implicată inima ta aici. Vom cere și din tarot. În această poziție se arată calea prin inimă. Ce este arătat aici este important călătoriei tale. Cartea îți arată calea prin care te poți elibera de obligațiile emoționale ale trecutului. Înțelegeri ascunse. Vezi ceea ce trebuie vindecat aici. Hai să vedem ce ne spune tarotul, ce mesaj primim din tarot pentru centrul energetic al inimii. Da, vezi aici ceea ce te ține în instinctual sau instinctiv, tu știi ceea ce te ține în urmă, ceea ce te ține blocat. Și aici tu vezi, uite și din nou soarele, aproape că mă iau fiori așa. Tu știi ce te ține blocat. Și asta este calea. Ok? Înspre vindecare. Ce trebuie vindecat aici? E legat de comunitatea ta, de stabilitatea ta, poate, pentru unii dintre voi. Bucurie este în chakra laringelui și aici, în acest centru, ni se arată cum te exprimi tu. Tu te exprimi cu bucurie. Frumos! Aici ți se indică abilitatea ta de a comunica. În acest centru se relevă barierele înspre comunicarea clară, orice blocaj între ceea ce spui că vrei și ceea ce vrei cu adevărat, precum și modalități prin care să îți schimbi realitatea internă și eu o bună modalitate, această bucurie a ta, pentru a afecta schimbarea realitatea externă. Deci modalități prin care tu să-ți schimbi starea interioară pentru a manifesta în exterior. Aici ți se releva. Prin bucurie. Hai să văd tarotul, ce are să ne spună. Luna. Există și decepție în viața ta și nu e ceva surprinzător. Pentru toți există. Există și secret aici. Dar tu te exprimi cu bucurie și calea înspre transformare aici o găsești. Cumva, dacă te întrebi cum te exprimi tu, aici ți se relevă barierele înspre comunicarea clară. Deci există și anumite... Tu parcă îți cauți sinele autentic. Deși sinele autentic ești tu. În chakra celui de-al treilea ochi sau cea de-a șasea chakra, cel de-al șaselea centru energetic, important din corpul nostru, mai este denumită și chakra frunții sau al șaselea simț. Acest centru reprezintă compasul tău interior, busola ta. Aici vei vedea felul în care îți folosești intuiția, probleme familiale ascunse care te țin înapoi, ok?
pot să se arate aici de asemenea. Aici găsim darul, cadoul tău intuitiv și tot aici putem găsi scopul tău. Prin a te elibera, prin a te elibera, tu ai ajuns într-un moment din viața ta în care parcă spui stop și dorești să te eliberezi. Văd aici regele de spade. Regele de spade deține adevărul, poate reprezenta un semn de aer din viața ta, gemeni, balanță, vărsător, nu neapărat, dar reprezintă adevărul, reprezintă persoana intelectuală, reprezintă persoana care gândește. Poate reprezenta un membru al familiei care te ține înapoi. Cumva aici putem găsi scopul tău. Prin această persoană tu îți găsești scopul tău. Să știi. În cel de-al șaptelea centru energetic avem reînnoire. Și aici ți se cere să ai încredere în spirit. Aceasta este și cartea rezultatelor. Ok? Reînnoire. Această carte va revela un rezultat care depinde de abilitatea ta de a procesa cele trei aspecte ale acestei cărți. Și cele trei aspecte sunt întunericul sau subconștientul, 2. Răsăritul sau ceea ce se petrece acum în conștient și în jurul tău, și 3. Lumina sau cea mai înaltă chemare a acestei cărți. Hai să vedem ce vrea să ne spună acest rezultat pentru tine din cel de-al șaptelea centru energetic. Uite, și am să-ți arăt aproape. 6 de bâte. Reușită. Faptul că iarăși ești foarte apreciat. Reușită într-un parteneriat poate fi, pentru că avem și acest 2 de cupe. Poate cu un gemeni sau o fecioară. Cineva din trecut. Cineva care reprezintă perechea acestui rege de spade. Ok? Dar reușită în fie ce plan, fiecare plan al vieții tale, fie personal, fie carieră, avem reușită și reînnoire. Foarte frumoasă citirea ta și mă bucur că am ales să o fac la modul acesta pe centri energetici. Nu știu, mie îmi dă o stare de bine și mă face să mă gândesc că mă conectez la cât mai multe persoane care poate au nevoie de un asemenea mesaj. Poate fi interpretat și în dragoste, pentru că avem aici și chakra și orice chakra de aici și chiar și aceasta poate fi văzută așa că prin ochii dragostei și ai iubirii. Dar pot fi interpretate aceste energii și în mai multe modalități și asta mă bucură, pentru că da, în cele din urmă, totul și cea mai înaltă energie este iubirea și dragostea. Dar viața nu este doar despre atât. Ok, dacă rezonezi cu acest mesaj, nu uita să te abonezi canalului, să îmi lași o apreciere, un like, pentru că mă ajută foarte mult și ajută algoritmul ca acest mesaj să fie descoperit. Poți să împărtășești cu un prieten, o prietenă acest mesaj. Un comentariu dacă simți lucrul acesta. Eu, pentru citiri personale de asemenea, îmi pot scrie pe adresa mea de e-mail. Te mai aștept aici. Te îmbrățișez cu toată iubirea și recunoștința mea. Și ne vedem curând.
Te pup. Pa, pa!